Anul acesta, Jandarmeria Română sărbătorește 163 de ani de existență, transformări și evoluție reversibilă. Data de 3 aprilie este dedicată acestui eveniment, care în fiecare an a fost motivat de necesitatea organizării unitare a puterii armate la nivel național. La 3 aprilie, Jandarmeria sărbătorește Ziua Armei. Este vorba de astăzi împlinirea 163 de ani de la aprobarea de către domnitorul Moldovei Ghica a Ofisului pentru Transformarea Corpului Slujitorilor în Jandarmi. În timp, jandarmeria a cunoscut mai multe modificări din punct de vedere legislativ, organizațional, dar și transformări în ceea ce privește accepțiunile și modalitățile de acțiune. În ceea ce privește Jandarmeria Dâmbovițeană, la acest ceas aniversar pot să spun că până în acest moment și-a îndeplinit în condiții optime toate misiunile, a cooperat foarte bine cu toate autoritățile publice și locale și nu în ultimul rând a fost prezentă acolo unde a fost nevoie de ea. Jandarmii dâmbovițeni la acest aniversar se prezintă cu un bilanț pozitiv și bineînțeles că în perioada următoare facem tot posibilul să fim la înălțimea așteptărilor. Jandarmeria Română amintește de un istoric ce dă valoare puterii armate la nivel național. Pe data de 3 aprilie, domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului Obștesc, însemnând legiuirea pentru formarea Corpului Slujitorilor în Jandarmerie. La acest eveniment, printre invitații de onoare, s-a numărat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Țuțuianu, care a dorit să-și exprime punctul de vedere cu privire la împlinirea celor 163 de ani de existență a Jandarmeriei Române. Este pentru mine un prilej deosebit să fiu prezent astăzi la 163 de ani de la crearea acestei instituții, Jandarmeria Română, care a cunoscut de-a lungul vremii, așa cum s-a arătat aici, refaceri importante. Multe după 1990, mă uitam așa într-un scurt istoric, 4 acte normative care au tot reașezat instituția în 23 de ani, ceea ce înseamnă destul de mult și a însemnat continuu, probabil, și o anumită stare de liniște și o anumită situație în care această instituție a trebuit să facă față unor lucruri pe care societatea românească le-a cerut. Sunt convins că această armă are viitor pe măsura trecutului pe care îl are, pe măsura prezentului pe care îl are astăzi. Spuneam la aniversarea poliției în urmă cu câteva zile, numai că în orice stat sau când vorbim de stat, avem nevoie de instituții care asigură ordinea, liniștea publică, paza bunurilor, intervenția în situații deosebite.